Și mi-am dat seama în timp ce ascultam părerea acelui om că auzeam o altă soadă în mine care exact așa spunea, probabil una mult mai matură, undeva există o dublă, triplă personalitate posibil în fiecare dintre noi, care îmi spune așa: oricum tu știi ce vrei, de ce împărtășești lucrurile acestea cu ceilalți? Doar ca să îți elimini din fricile pe care tu le ai în cazul în care vei alege asta? Adică asta însemnând deja că știi deja ce vrei să faci, ce vrei să comiți în adevăratul sens al cuvântului. Te îndeamnă toată ființa ta să te duci să o faci, indiferent de părerea celuilalt. Ce rost mai are? A, vei afla părerile celorlalți, îți vor veni idei cum să o faci, cum să o șlefuiești, dar atâta timp cât nu o să o faci măcar o dată autentic, cum te pleznește așa cumva momentul respectiv, nu o să înveți niciodată să te bazezi pe tine. Poți să ceri în continuare sfaturi, dar atâta timp când o să o faci brut, cristalizat, cum ești tu, prin felul tău, prin modul tău de a fi, vei depinde mereu de ceea ce au făcut alți oameni care te inspiră. Și atunci am ales la un moment dat să tac. Să fac. Mi-a venit în minte, am zis o fac. Cer părerea sau nu cer părerea? Și am zis, hai să nu cer părerea, să văd cum mă simt ca om. În primul rând, oamenii se uită la tine și observă că ai ceva. De la mister până la o siguranță de sine. Știi cum îți, la copilul mic, când îi treci o idee prin cap năstrușnică? Parcă știe că o să comită ceva, nu spune nici la mama, nici la... Nu-i cere părerea, că ar putea să ceară părerea. I-a cerut, dar a văzut că în momentul când ascultă sfatul, îi se cam stinge din entuziasm și pentru a păstra acel entuziasm, până la urmă viața care tu o ai în tine, ales să taci, te duci și o comiți. Pentru mulți copii care îi mai asculți așa, a meritat și toată pedeapsa pe care au primit-o de la părinți, nu știu, că au ieșit în par și nu le-au spus. Și fiind și într-o stare de pedeapsă, nu știu, nu mai ieși afară din casă, tot au avut bucuria și satisfacția că au făcut-o după cum ei au simțit. Și am zis, ok, zic, hai să fiu și eu copilul acela pur. Am să tac, n-am să cer părerea și am să o fac așa cum pot eu, în dinamica mișcării, adică în mișcare și în dinamică, am să mă descurc în acel moment. Dar declanșarea o fac, declanșez procesul și în momentul când am declanșat, ascult păreri, dar nu înainte să încep acțiunea în sine.